A, nu e cazul, vă dați seama. Să fie bine. Deci să poată să-ți faci meserea și fără să fii recalcitrant și fără să fii autoritar și fără figuri. O dovadă care, din punctul meu de vedere, o dovadă de maturitate, eu zic așa ar trebui să-și facă majoritatea dintre cei care au funcție de genul acesta. Bineînțeles, unde e cazul, că dacă îți vorbește omul de sus, ia și tu cum trebuie. Dar cât timp omul îți vorbește respectuos, se pare normal să te comporți la fel. Să nu faci abuz de acea haină pe care o ai pe tine. Sunt la sala, am terminat antrenamentul, e ora 8 și un sfert, iar astăzi o să vreau să mă antrenez. Am un fel următor, un circuit, tot la fel de la Freeletics. Burpees 50, pull-ups, tracțiuni, priza din pronație 50, flotări 100, squat, genoflexiuni 150, burpees 50. Am să-i dau drumul, pentru că simt nevoia să-mi țin rutina și să lucrez zilnic. Am să adaptez la nivelul meu, chiar dacă poate nu o să pot să le fac fără pauză, așa cum ar trebui inițial. Am să le lucrez în ritmul meu, important este să mă țin și să fac pași mărunți, constant și zilnic. Hai să dăm drumul la treabă și nu uita, schimbare prin mișcare! Set de burpees 50, urmează tracțiunile, priza din pronație, dar am observat că în parcare lângă mașina mea stă o mașină de poliție, probabil că vor să mă ia la râs de ce am intrat pe interzis, de ce am parcat pe un alt loc decât pe cele din parcare și am să mă duc că nu vreau să-i las să mă aștepte. Serios, dacă stă sau dacă pleacă. Sunt pe grabă, am niște treabă și nu te văd bine azi, dragostea e oarbă. O panaramă, îmi place viața, ziua scriu despre noapte, să echilibrez balanța. Cearcă-ne, ceartă-mă să te ignor și mi-e rău că mi-a fost bine vara asta, n-o să mor. Ce? Aici, frate, e o tangrană, nu-ți zi mare tută. Am încheiat antrenamentul. Îmi place.
Îmi place să mă antrenez singur. Îmi place să fiu eu cu mine. Îmi place ca și cum aș lucra la un plan foarte măreț, undeva în secret, unde nimeni nu mă poate sabota. Așa funcționează creierul meu. Mă simt foarte bine și un lucru pe care simt nevoia să-l fac e să sun fetița, să vorbesc cu ea. Și în felul acesta combin două acțiuni. Am mai sunat-o astăzi, dar avea telefonul închis bunica ei și n-am putut să iau legătura cu ea. Sper că nu doarme, că e 9 și 10. 9 și un sfert. Bună, tati! Ce faci, Carlita? A, mi-e titica, da? Da. Tot la fel ești așa, cu nasul înfundat, tati, și ți-e rău? Așa, dar să vorbești la telefon cât te aud mai greu. Cum a fost azi, tate, la școală? Bine. Ce ați mai făcut astăzi? Povestește-l lui tati. Wow, sport! Super! Acum sună mare, nu pot să vorbesc! Trebuie să închid că o sună mai exact. Gata, pe seara aceasta fug, fac un duș, mai beau aminoacizi acum, pentru că după ora 20 eu nu mai mănânc, deja sunt, cred că, în ziua a 12-a zi, de când n-am mai mâncat după ora 8 seara și închei seara cu antrenament. Adică chiar după asta nu mă mai duc, deci nu mănânc nimic. La cântar se vede, am pierdut ceva kilograme acolo. Sincer, nu-mi doresc să slăbesc, n-am niciun motiv, pur și simplu vreau să mă antrenez pentru, așa cum îi întrebam și pe cei de la sală, sunt persoane care vin, au slăbit, se mențin de ceva timp, nu neapărat vin pentru să mențină sau asta, și majoritatea îmi spun că vin pentru starea aia de după, pentru să simt învingători. Băi, mi-am făcut munca, mi-am făcut treaba, treburile familiare, tot ce am avut, business-uri astea, și am făcut ceva și pentru mine. Un moment de relaxare, un moment în care, psihic de relaxare, fizic nu te relaxezi deloc. Pentru starea aia, majoritatea fac sport, lăsând la o parte cei care își doresc în mod exclusiv să slăbească în prima fază, pentru că asta e durerea cea mai mare. Așa că te îndemn și pe tine să-ți găsești o rutină cu pași mărunți. Nu trebuie să fie ceva deosebit, nu trebuie să tragi o oră, nu trebuie... Nu, pur și simplu caută o formă fizică, o formă de mișcare care să te pasioneze, să te pasioneze mult, spus, care să te atragă. Și fă-o atât cât îți face plăcere. Astăzi puțin, mâine puțin, hai să vezi când ceva timp vei ridica ștafeta, pentru că corpul nostru se aclimatizează la orice stres. Antrenamentul în sine e un stres. Și vei simți nevoia să mai crești puțin ștafeta. Nu te aștepta să fii perfect, nu te aștepta acum să faci tot restul vieții sport, vor mai fi perioade în care vei face pauză, dar hai să vezi că pentru starea asta să merite, îți va da cu dependență, în sensul bun al cuvântului. E foarte plăcut. Caută. E ieftin, cu propria greutate, poți lucra la tine acasă, promovezi de atâta timp genul ăsta de mișcare. Am două cărți pe care ți le recomand dacă vrei. Dacă nu, găsești provocările mele gratuite pe internet, filmulețele pe YouTube și pune-te și antrenează-te. Fă forma care îți place ție cel mai... Hai, prea multă vorbă. Sărăcia omului. Mă duc să fac un duș, când seara asta joacă Steaua, mă relaxez la meci și poate chiar am să și citesc puțin. Ceau! Nu uita, schimbarea prin mișcare. Deci afară efectiv e furtună, n-am văzut-o în viața mea să bată vântul atât de tare. Wow, e un praf! Fuh, se vede în depărtare un praf